Crina, Coco Popescu, a străbătut cei mai înalți vulcani de pe cele 7 continente. A uimit lumea, aduce tricolorul pe cele mai înalte culmi ale lumii. Intră în istoria alpinismului mondial. Are 16 ani și a cucerit lumea. Cu o doză de curaj nebănuit. O expediție care a intrat în istorie. To celebrate the record, the Romanian Philatelic Federation issued a special edition stamp in recognition of Coco's achievement, just as they did with Nadia many years ago. Deci, fixarea obiectivelor, planificare foarte exactă, determinare pentru obținerea recordurilor. Asta înseamnă să fii vulcanic, plin de energie, plin de determinare, într-o continuă dorință și luptă pentru a urca un alt vârf, pentru a stabili un nou record. În orice domeniu, în tot ce faci, fixarea obiectivelor, planificare exactă, determinare în obținerea recordurilor. Orice luptă o poți câștiga, fiind vulcanic, într-o viață trăită la maxim. Deci, probabil că așa ar trebui să fie, sau nu. La mine a fost puțin altfel. Deci, familia mea, toată familia mea iubește muntele, părinții mei s-au mutat din București la Râșnov pentru această pasiune. Pe geamul camerei mele, de exemplu, văd Piatra Craiului, cunosc fiecare loc din dantela profilată pe cer. Din sufragerie văd Bucegii, Făgărașul, locurile de joacă ale copilăriei, unde am început să iubesc muntele, să respect natura și trăit printre oameni de munte, să deprind tehnicile de cățărare, mers și cățărat pe gheață, apoi de alpinism. Odată ce am crescut printre acești oameni, am deprins de la ei și modul lor de a gândi și spiritul de acolo și, bineînțeles, respectul pentru munte și sporturile montane. Tata mi-a zis mereu că înainte de a merge în Alpi, trebuie să cunoaștem ce avem noi aici, ce avem în grădina noastră. Deci, în perioada care a urmat, am mers prin munții de aici, începând de lângă Râșnov, de lângă casă, în Bucegi, Piatra Craiului, continuând cu Retezat, Metaliferi, Rodnei și încheiind cu Ceahlău. Pe urmă am mers în Alpi, unde am urcat pe Dente del Gigante, Mont Blanc și alte vârfuri de peste 4.000 de metri, văzând ce înseamnă să mergi pe ghețar, ce înseamnă să faci efort la altitudine și având inclinație spre chestia asta. Deci la 13 ani am dat pe net de circuitul Seven Volcanoes, niște relatări ale unor echipe care au fost pe diferiți vulcani. Și nu știam exact ce citisem, pentru că îmi imaginam foarte multe. Vroiam să merg acolo, eram undeva între basm și realitate. A urmat momentul în care le-am spus colegilor de la Clubul Montan din care făceam parte despre acest circuit și au spus, da, după ce m-au ascultat 2 minute, au zis că atunci când o să fiu mai mare, poate o să ajung și acolo, dar acum să-mi văd de antrenamentul de cățărat, făceam antrenamente de cățărat la panou. Și am decis că trebuie antrenament pentru chestia asta și trebuie experiență, trebuie tehnică. Și am plecat iară pe munte. În următoarele 2 luni am stat mai mult pe munte decât acasă sau în orașe. Fiind iarnă, am făcut iarăși circuitul celor 7 vârfuri din grădina Carpaților, iarăși Bucegi, Piatra Craiului, Retezat, Metaliferi, Rodnei și Ceahlău. Dormind prin refugii, cort, fiind o iarnă cu zăpadă foarte mult, am alternat mersul pe colțari în porțiunile cu gheață, schiul de tură, bătut turmă prin zăpadă, mers pe rachete. Era o diferență foarte mare dintre antrenamentul la panou și ce făceam acolo. Dintre
antrenamentul la panou, snowboard, ski, tot ce făcusem până atunci și turele pe care le făceam în acele două luni. Deși nu înțelegeam foarte bine ce se întâmplă cu mine atunci, îmi plăcea foarte mult. La sfârșitul acestei perioade ne-am adunat la club și tata a zis că da, ne apucăm de circuitul Seven Volcanoes. Simplu, Mangi Luve din Papua Noua Guinee fusese urcat doar de câteva echipe, niciuna din România. Mount Sidley nu fusese urcat de nimeni până în momentul respectiv, deci circuitul Seven Volcanoes nu fusese încheiat de nimeni. El a spus, Coco vrea și poate, deci hai să facem, pentru că toți eram pasionați de munte. Acum, după 3 ani, am văzut că dacă știi ce îți place și faci acel lucru cu pasiune, neconsiderând munca și activitățile pe care le faci drept o muncă, ci un mod de viață, un mod de a trăi, un mod de a fi fericit, nu doare, nu strică cu nimic, dar ce-i drept dă dependență, mai ales când trăiești într-un mediu cu oameni care au aceeași pasiune ca și tine, care se bucură de bucuria pe care o simți tu când ajungi sus, nu de recordul pe care stabilești sau, nu știu, de alte chestii. Și foarte important, nu cuceresc munți. Niciodată nu am spus chestia asta, nimeni nu o face în mod real, dar eu nu o pot accepta nici ca și exprimare. E o chestie greșită din punctul meu de vedere. Mergi pe munte să trăiești liniștit, să fii într-un mediu în care îți place, să te bucuri de ce și cum, să progresezi, să ajungi în vârf cu plăcere. Acesta e vârful Damavan din Asia, cel mai înalt vulcan din Asia, în Iran. E cam la 200 de kilometri de capitală, a fost un vârf foarte frumos, primul vulcan care l-am făcut din circuitul Seven Volcanoes. Ojo del Salado, cel mai înalt vulcan din America de Sud și cel mai înalt vulcan din lume. L-am făcut în aceeași expediție cu Aconcagua, care este cel mai înalt vârf. Kilimanjaro din Africa, Elbrus, Mangi Luve din Australia și Oceania, un vârf pe care, după cum am zis, n-au ajuns foarte mulți, noi fiind prima echipă din România care ajunge acolo, Pico de Orizaba în Mexic, în America de Nord, Mount Sidley din Antarctica, ultimul vârf din circuitul Seven Volcanoes, noi fiind prima echipă din lume care ajunge acolo, eu, Mario Trimeri din Italia, Alex Abramov din Rusia și Scott Williams din Statele Unite. O să avem un filmuleț cu singura filmare care există de pe Mount Sidley. 1, 2, 3. Salut! Am ajuns pe vârf la Mount Sidley. Foarte fericit cu toții. Am pus piciorul toți 4 la același timp pe vârf. Eu cu Mario terminându-se în Mariana. E totul bine. Vremea e perfectă. Pe mâine se strică, bineînțeles, și până acum 2 zile a fost proastă. Deci, l-am făcut și pe ăsta acum. Vrem să coborâm cât mai repede, să luăm avionul, zburăm către Union Glacier, apoi în Punta Arenas, cât de repede se poate, pentru că e sfârșitul sezonului. Salut de pe Mount Sidley! Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper să trăim cu toți în continuare la altitudine. Salut! Deci eu văd mersul pe munte și tot ce am făcut până acum ca pe un mod de viață, o chestie pe care o voi face până n-o să mai placă. După aia, bineînțeles că o să fac tot ceva ce-mi place. Cum mi-a făcut plăcere să vă vorbesc astă seară. Și mai este un lucru despre planurile de viitor, despre care n-am zis nimic deocamdată.
Va fi o expediție cu care voi încheia circuitul Seven Summit, din care am deja 6 vârfuri din 7, făcuți tot așa în ultimii 3 ani, ca și circuitul Seven Volcanoes. Este vorba despre Everest.